Vă rog. După la treabă, domnul prim-ministru. Haideți să vedem amândoi Bucureștiul. Așa, pe trafic, nu? Vă deranjează dacă șofez eu? Absolut deloc. Ok. Eu oricum n-am carnet, așa că v-am oh, n-aveți carnet? Nu. Și nici nu intenționez să-mi iau, nu. Aș face ravagi în trafic și ar fi păcat. Aoleu, deloc, deloc? Absolut deloc. Nici măcar școala n-am făcut-o. N-am. Eu am prins vremea aia cu... La 18 ani, dacă nu-ți luai carnet... Erai degeaba. Erai degeaba. Bine, n-aveam niciunii mașini, dar toți aveam carnet. Dar măcar carnete, da? E, acum au mașini și aia care n-au carnet, părinții, aia e tragedia. Când ne dădeau părinții mașinile, n-aveam benzină. Și știi, de obicei... Partea cea mai proastă e că acum au mașinile aia care n-au carnet și că mai și umblă cu ele pe stradă. Și... Tata îmi dădea mie mașina. Așa. Și prietenul lua 5 litri de benzină de la tatălui, că erau cu bonuri. Ați apucat să stați la coadă la benzină pe vremea joată? Cum să nu? Da? E, da. Distracție mare. Distracție. Așa erau vremurile. La coadă, la lapte, la dăstea ați apucat? Da. Da? Și la pui. Și la pui? Cum să nu? La portocale? Cu mama. Nu mai am aminte de portocale, mai am aminte cu prăjiturile, știi? Și bombone, cu răzuitul, și bombone cu cubaneze. Dădea părăzătoare portocala și da, făcea, de la, de la făcea coază, prăjituri. Pentru prăjituri, nu? Pentru prăjituri. Am fost săptămâna asta la Cluj, la fabrică, la Farmec. Așa. Toată e capitală românesc, o fabrică salvată. Între privatizările Mebo. Și? Și mi-am adus aminte cum punea mama să pun între haine ca să... Să miroasă frumos. Să miroasă frumos. Când ați condus ultima oară? Fără SPP, fără nimic? Vineri. La liber. Vineri. M-au sunat copiii, fiul meu și cu soția. Că vin până la București și am urcat la volan, am mers cu ei, am mâncat și noi în oraș. Și s-a făcut sărădor de mine. Dai seama, am fost super impresionat. L-au venit în surprindere sau v-au anunțat? M-au anunțat când s-au hotărât să vină să mă vadă. Și ați ieșit fără SPP, fără protecție, fără mașină însoțitoare, fără nimic? Fără absolut nimic. Duminică. Dar vă place să conduceți? Duminică am fost invitat la un post de televiziune, la fel, am fost singur. Da. Și măcar echipă de însoțire, nu-i? Absolut nimic. Suntem o țară safe, liniștită. Toată campania electorală pe care o avem. Nu tocmai obișnuit să fie prim-ministru în trafic la volan. Asta mă gândesc, habar nu. Sunt unii care... Nu vă haresc, sunt unii care vor să facă poze cu dumneavoastră, sunt unii care vor să vă filmeze. Vă asumați asta? Cred că e o normalitate, totuși. Și n-ar trebui să fie o problemă. Ați trecut greu, nu știu, de la statutul de... Bun, ați făcut un pas, că ați fost și președintele Camerei Deputaților, dar să zic așa, de la statutul de om normal, la statutul de om care are niște restricții, care are niște beneficii și așa mai departe, cum s-a făcut trecerea. Că de obicei, pe unii ia cap, alții nu reușesc să se acomodeze. Contează foarte mult prietenii și felul de a fi. Îmi place. Dimineața nu plec până nu spăr farfuria, ceașca de cafea. Am la mână sau la mașină? La mână. La mână? Deci lucrurile normale, nu, niciun demnitar nu trebuie să le evite. Cred că asta mă ține cel mai mult într-o normalitate. Da. În funcție și de fiecare. Acasă, general, așa? Nu știu. Îl văd pe Marcel Ciolacu cu aspiratorul? Nu. Nu? De să nu exagerăm. Păi de ce? Nu, n-am dat nimic. Eu dau cu aspiratorul. Două lucruri cred că nu o să reușesc niciodată să le mai fac acum, când sunt la altă vârstă, să cumpăr sifoane și să duc gunoiul, fiindcă din cei trei frați eu eram cel mai mic.
Și vă trimiteau la sifoane și la gunoi? Cel care se ducea cu gunoiul și cu sifoanele eram eu, întotdeauna. Și asta, cu adevărat, evită întotdeauna. Acum am tomberon, iau până la tomberon și duc, iar sifoane nu se mai folosesc. Dar să mai folosesc, au apărut niște fabrici care fac de la plastic. Aia, nu mai sunt sifon de inox, de un litru, de la mare. Era o tragedie. Dacă era un meci, era terminat. L-aș prins sifon sau apă minerală? Ce folosiți? Apă minerală. Apă minerală? Apă minerală. Dar când apuc să beau un șpriț. Roșu sau alb? Alb. Alb? Alb sec. Pe vechi, așa? Alb sec, gheață? Și de vară. Și de vară? Amiezi, ați luat vreodată în trafic de când l-aveți cadat? Categoric. Da? N-am mai luat acum de mult timp, nici nu mai șofez foarte mult. A, pentru ce ați luat? Pentru viteză sau pentru diverse alte nereguli în trafic? Depășire, viteză, așa, am avut și suspendat. N-am avut niciodată pe alcool, niciodată, nu? Nicio sancțiune, nu. A fost o regulă de bază învățată de la tata, sub nicio formă. Păi asta nu v-am spus pe bilanțurile ale poliției, că mă uitam, când fac ei câte un filtru de ăsta mare, demonstrativ, în fine, și prezintă la sfârșit bilanțul, că sunt mai mulți prinși drogați la volan decât băuți? Am vorbit și aseară, evident că e un fenomen. Avem un plan. Deja sunt vreo 8 luni de zile de când lucrez cu ministrul de interne. Am făcut un apel și la cei mai experimentați în acest flagel. Ce mă îngrijorează foarte mult sunt drogurile foarte ieftine. Alea sintetice, nu? Sintetice și foarte, foarte toxice pentru copii. Și cumva este acea plajă între experimental, ocazional și permanent. Și curent, da. Și până acum erau foarte mulți la experimental, acum au devenit foarte mulți la ocazional. Principala măsură este să nu mai poți. Fie atât abundență statul, în piață. Nu? Ai odată legislația, care am modificat-o, am înăsprit-o și o să mai modificăm odată. Ai odată informația, fiindcă capturile mari le iei pe informație. Nu, normal. Nu credeți că îi prinzi cineva cu un kilogram de cocaină fiindcă din greșeală, că îi s-a controlat mașina. Am investit acum foarte mult în punctele de trecere a frontierelor și chiar ieri îmi dădea șeful de la VAM imagini de la Albița unde s-au instalat scannerele și urmează și în port și am și aprobat un memorandum în ședința de guvern de ieri de suplimentare pentru Dumnezeu să avem un port scannere categoric. Nu sunt pe stoc în momentul acesta sau s-a asigurat bugetul pentru așa ceva, este și prin PNR. Deci avem bani și nu avem marfă? Acum așteptăm, da. Dar toată lumea cumpără. Încă se și schimbă. Dar va trebui un parteneriat cu autoritățile locale, cel puțin după aceste alegeri. Făcut cu... Ce înseamnă parteneriat cu alegerile locale? Cu poliția locală și cu administrația locală, fiindcă zona școlară și tot trebuie cumva o acțiune comună. Nu poți să o faci separat. Că informațiile îți vin de la poliție, au mai multe informații, dar... Iertați-mă, dar în București, una dintre măsurile de, hai să spunem, recalibrare, ca să nu zic de tăierea bugetelor, a inclus reducerea pazei în școli, domnul Ciolan. La un sector. La un sector? Asta înseamnă să nu ai experiență administrativă, asta înseamnă când consider că le știi pe toate și asta înseamnă că nu există o colaborare și o coordonare. Fiindcă dacă ajungi primar într-o localitate, trebuie să ai o comunicare cu toate autoritățile, să înțelegi tot tabloul și tot fenomenul. Că rămâi prizonier în primăria ta sau în sectorul tău, da, crezând că ești Dumnezeu și le știi pe toate, în momentul ăla
acela mod de lucru apar astfel de... Am înțeles că e plus că era un sector care nu ducea lipsă de bani. Îți spui că a fost o decizie... Au rămas cu bani pe stoc, ca să zic așa. Păi și care e rațiunea unei astfel de decizii? Că, hai să fim serioși. Necunoaștere, neputință și neimplicare. Nu ai empatie. Nu cunoști nevoile oamenilor concrete. Da, stați un pic. Care... Toți sunt părinți de copii, da? Că nu ajunge primar niciunul, nu știu, cel puțin pe capitală, da? La 21 de ani. Da? Toți sunt oameni la casa lor, toți au copii. Ei nu se gândesc și la copiii lor, pentru că, până la urmă, copiii aia, indiferent de cât de fiu de ștab, de demnitar ești tu, tot nu trăiești într-o cușcă izolată de restul lui. Amândoi suntem părinți. Știți care e cea mai mare greșeală a părinților? Să crezi că copilului tău nu îi se întâmplă niciodată. Nu se poate întâmpla, da. Asta e cea mai mare greșeală. Bun, și când ai cu capul de prag, ce faci? Îți pui mâinile în cap? Că a venit norocirea la tine în casă? Că se întâmplă. Este agenția antidrog, care este la Ministerul de Interne. Ei își fac foarte bine treaba și se vede tot ce înseamnă mai nou concerte, spectacole, acțiuni, unde este mai multă. Problema e că și prevenția și centrele au rămas tot la Ministerul de Interne. Cred că sunt două activități total diferite și asta vorbeam cu domnul ministrul Rafila. Tot ce înseamnă recuperare, unde să vină, e foarte greu părintele să vină la Ministerul de Interne să spună, domnule, am suspiciuni că copilul meu se droghează sau ocazional sau experimental a luat droguri. Haideți să vedem ce se întâmplă. Nu aveau suficiente testere. Am vorbit cu Cătălin Predoiu, se cumpără acum, am prins bugetul necesar. Și aceste centre, cred că aici trebuie implicată și biserica și trebuie un regim total special. Eu nu știu de ce nu s-a făcut până acum. Pentru că nu inventăm noi apă. Rațiuni bugetare? Nu știu, costă atât de mult? Nu. De un safe control, părerea mea. Ca să stea toată. Normal că mă feresc să merg la poliție cu copilul. Că poliția îl întreabă de unde ai luat, cum ai luat. Pe mine mă interesează copilul să vindece și să înțeleagă gravitatea situației. Și atunci am vorbit cu domnul Rafila, a luat tot ce înseamnă practică în Uniunea Europeană și nu numai. Și în momentul acesta ieșim cu un program nou destinat astfel de situații. Bun. Stați un pic. Uite, mă uit în jurul. Ca să înțelegem, domnul Ciutacu, eu nu sunt geniu, trebuie să ai o echipă foarte bună, trebuie să ai informații. Absolut. Și trebuie să ai capacitatea de a recunoaște. De coordonare, dacă mă întrebați pe mine, care n-am ajuns demnitar. De a recunoaște câteodată că nu le știi pe toate și să înveți odată cu echipa ta și să-ți asumi decizii. Ce reacție aveți dumneavoastră? Spuneți-mi dacă se poate vorbi. În momentul în care constatați că ați greșit sau că ați gafat, că ați făcut o chestie de... Nu știu care este... Am spus și public câteodată. Acele erau informațiile. Cetățenii consideră că este bine altfel și îndrepți acel lucru. Nu trebuie să rămâi prizonier unei decizii greșite. Pentru că a greșit omenește, a persevera e prostește. Dar nu s-a întâmplat foarte des. Recunoașteți faptul că greșiți când greșiți? Categorii. Și la echipă și... De obicei am părerea mea, vin argumentele de la echipa de lucru și, domnule, cu adevărat, realitatea este alta. Uite, suntem, mă rog, pentru telespectatorii noștri, suntem în buricul târgului în clipa asta. În sectorul dincolo de traficul absolut tembel, la care nu știu dacă se va găsi vreodată vreo soluție. Noi, zona asta perfect centrală, care? Metrou extins și organizarea sistemului de transport în comun. Berlinul, foarte puțin berlinezi folosesc mașini. Pentru că experiența Amsterdamului, dar iertați-mă, avem puterea să facem ce au făcut. Directori se urcau
sistemul de transport public funcționează impecabil și e cel mai bun sistem în Berlin. Domnul și metrou, nu poți. Se fac și pasarele, și pasaje lărgești. Astea sunt lucruri până la urmă normale. Da, dar și le facem. Dar metrou, spre Pipera, până când nu se lungește metrou, nu se va rezolva. E un coșmar. Acolo sunt multinaționale, acolo sunt clădirile de birou. Știți foarte bine unde aveți sediu și știți foarte bine cum să ajunge. Era ora 18, mai bine... Da. Nu, mai bine mai stai la birou încă o oră și pleci la ora 19. Dacă ați venit la mine la emisiune. Și bun, n-ar fi la 9 seara, dacă atunci e cât mai omenesc n-ar fi. Dacă ați venit în timpul zilei, dumneavoastră, fără SPP, fără coloană, fără culoar deschis, fără, cât ați face dumneavoastră de la guvern până la noi în Piper? Minim, așa, în traficul ăsta. Minimum 45 de minute. Minim, nu asta, dacă nu prindeți vreun blocaj. Minimum 45 de minute. Dar nici stați că și cu SPP-ul fac același timp. Da, nu folosesc. Știu că nu. Girofar, poliție. Veniți cu strigături, da. N-am folosit niciodată. Mi-e rușine. Totuși... Dar de ce? Altora li s-o fac capul și le place cu nebunia asta. Îmi fac timpul de așa, în așa fel încât să le acopăr pe toate. Asta e. Nu, că nu neglijez o activitate pentru stat în trafic. O calibrez în funcție de activitatea pe care o am. Dumneavoastră puteți să percepeți de ce în mijlocul capitalei, unde suntem acum? Sunt zone care arată ca după bombardament, ca Belgradul după bombardamentele NATO, la, știți, la, nu știu, Srebrenica, habar n-am. În zona rurală se spune că omul nu-și alege primarul, domnule, ne alegem pe cel mai bun gospodar. Bun. În funcție de... E o vocație să fii ales local. Iertați-mă, 34 de ani de la Revoluție încoace, niciunul n-a avut vocație. Este o... Că au fost de la toate partidele, au fost... Nu, sunt diferențe între sectoare imense. Absolut. Nu avem voie să intrăm în detalii și să dăm nume. Dar există diferențe imense între sectoare. Zici că a tras cineva cu o linie. Da. Se simt, deci mai e să pui granițe. Ce am rămas în campania asta, am rămas interzis, e pe sistemul de grădinițe, școli, after school. La mica publicitate se existe anunțuri că devii flotant într-un anumit sector, da, și ca să poți să-ți înscrii copilul la grădiniță sau la școală. Sau la școală. Și dai, deci, și dai și păguța de rigoare ca să te iau omul în spațiu. Da. Deci e gratis. Acest lucru e incredibil. Asta înseamnă că nu ai... La fel ca și dezvoltarea României, care a fost făcută neținând cont de regiunile de dezvoltare să meargă împreună. Pe aia, nu vi se pare că nostru... a făcut fiecare de capul lui, fiecare a dezvoltat România, cum a trecut lui până cap la el în prăvălie? Nu, fiecare au trecut prioritățile, mai ales din fondurile europene. Atunci, dacă prioritățile din fondurile europene ai mers pe o anumită regiune a țării, atunci trebuia să echilibrezi din fondurile de buget. Noi suntem pe sistem administrativ, suntem pe sistemul INA, sistemul francez. E mai stufos sistemul. Francezii schimbau... Sunt la fel de birocrați ca noi, dacă nu și mai rău. Franța, în schimb, au guvernatori. Cești guvernatori au un buget. Guvernatorul ce e? Un soi de mai mulți președinți de CEJEL la un loc sau cum e? Ce se dorea și regionalizarea la noi? Un fel de regiuni? De regiuni. Și aveau buget astfel încât să echilibreze dezvoltarea. Uniform. Urmă sistemul german. Nu toți copiii iau vacanță în aceeași perioadă. Astfel încât Horeca să funcționeze pe o perioadă mai lungă. Plus, n-ai aglomerație, n-ai scumpiri de prețuri pentru că oferta este una limitată și cererea este imensă în aceste vacanțe și atunci pe landuri, diferit, un copil are vacanță un anumit land între 1 și 7, unul între 7 și 14. Da, măcar în același anotimp, că nu poți să-l pui pe unul să ia vacanța primăvara și pe unul. Nu. E în aceeași, în același lot de vacanțe. Dar diferențe de o săptămână. Da. Te mai miști decât Germania, dar poate fi... Da, dar nu suntem o țară mică, totuși. Nu, suntem așa o țară din Uniunea Europeană. Suntem totuși o țară
care ar putea organiza foarte bine acest sistem. Trebuie să fim un pic mai deschiși și, repet, să nu căutăm întotdeauna că inventăm noi. Mereu trebuie să venim noi cu ceva, stați domnule, că avem noi ceva specific. Și tot timpul stagnăm în loc să ne dezvoltăm. Nu să mă place cum arată ăla și stă în jos. La fisc, la sectorul. Stăm la fisc. Da. Repet, nu sunt... E munca în zadar. Suntem și într-o zi în care... Bun, suntem într-o zi în care... Se poate interpreta că e... Așa. Spunem lucruri care pot influența votul. Și de-aia o să voteze pentru că un singur lucru o să spun, domnul Ciutacu. Noi nu pot la alegerile din anul 2024, la orașele importante din România și mai ales la capitala României, să revenim la discuții despre apă caldă, despre căldură în casă și despre curățenie. În loc să vorbim cum se dezvoltă capitala, cum îți rezolvi problemele urgente, unde, care-i coordonarea, care-i partea guvernului, că și guvernul are un interes imens în dezvoltarea capitalei, fiindcă de aici vin marea majoritate a taxelor și impozitelor. Am trecut pe lângă DNA mai devreme. Ți-a avut vreo strângere de inimă? Plângere? Nu, vreo strângere de inimă, așa. Nu. Că știu oameni care evită să treacă pe strada cu DNA-ul ca să nu le poarte ghinion. Niciodată. Știu, când am făcut nimic. Dumneavoastră ați dat. Da, nu știu de unde ați avut materialul. Nu eu l-ați avut de la mine. Aia cu certitudine. Oricum nu ne crede nimeni. Toată lumea va fi convinsă că dumneavoastră mi l-ați dat. Vă spun eu că n-am... Eu vă arăt ce material am eu de la DNA și nu seamănă cu al dumneavoastră, deci aveți din cu totul. Da, ați avut... Nu știu, dumneavoastră vă simțiți confortabil să știți că ați avut tehnică în casă? Când îți vine informarea... Nu te ia așa cu transpirație și răspunere? Te ia cu... Nu, cu o revoltă. Doamne, totuși am avut în dormitor, în baie, totuși, știu că Orguț a avut și în baie la un moment dat. Mi-a intrat în intimitatea mea, total. Și mai ales pe ceva nefondat. Da? Atunci a fost o încercare așa de stoparea mea într-o anumită zonă. Pe urmă am sunat. Cum e normal, am sunat avocatul și uitați, am 48 de ore, că e o perioadă foarte limitată, în care pot să mă duc să văd ce s-a filmat la mine în casă. Mi-a zis, domnule, cum considerați dumneavoastră, și dacă cum vreți? Dumneavoastră? A doua zi m-am mai liniștit. Am băut un par de vin, un șpriț și a doua zi m-am... Și n-ați avut curățenie? M-am trezit cu... Nu. Să vedeți ce am înregistrat. Cred că îmi făceam mai mult rău. Din mandatul ăla pe care l-am văzut, eu aveați tot, că aveați și telefoane, aveați și ambiental, aveați... Cred că îmi făceam mai mult rău. Să văd filmări de la mine din casă sau... Așa am preferat să nu știu și cu asta s-a încheiat. E un episod din viața mea depășit. Și vă simțiți mai safe, hai să spunem, neștiind care sunt oamenii care, spre exemplu, au intrat cablați în casa dumneavoastră? Că de regulă un astfel de mandat presupune și astfel de lucruri. Domnul Ciolacu, dacă îi dați drumul unuia în casă, să presupune că... Noi suntem trei frați. Da. Fratele cel mai mare, Mihai, mai zburdalnic, așa. Așa. Cum erau pe vremea lui Ceaușescu, era student la Petrol și Gaze în Ploiești, punea el cum fuge, avea gânduri de fugă, cu tub de oxigen, tinerețe. Da. A. Tatăl meu era comandant cu zborul, era pilot la OVOC. Noi am avut percheziție făcută de securitate în casă. Da. În cauza că fratele meu s-a dat el mare, cum fuge el, nu știu unde. La Sârbi, unde era? Fuge? E. Că în general, pe la Sârbi era... Povești din tinerețe. Așa. Era chiar, fugea toată lumea și așa de ușor, totuși. Ba din potrivă. Ba din potrivă. A avut curiozitatea să se ducă la arhive, la CNSA sau... Așa. Să facă solicitare, să-și vadă dosarul, da. Vreau
găsit dosarul, urmă a venit, uite, asta era vecinul nu știu care, unde eram noi cei mai buni prieteni. Și? V-au turnate? V-au sifonate? Vă spun că n-a fost o bucurie. Păi sunt convins de treaba asta. Mai trăiau părinții mei pe vremea aceea, trăiau și vecinii. N-a fost așa o mare bucurie să constați anumite lucruri cu oameni care au stat 30 de ani în același bloc și... Și sunt prieteni pe care îi consideră. Pe care considerați apropiați. Mai bine nu știu. Pentru binele meu. Bun, pentru binele noastră suflete și psihic. Cu ce mă încânt? Dar frica păzești. Nu mai băgați pe ăla în casă, habar n-am. Întrerupeți relațiile cu el. Nu bagă ăla, e bine altul. Asta e... De ce să ne încărcăm negativ când putem fi niște oameni pozitivi? E un mod al meu de abordare, e o autoprotecție a mea și o prefer să fie așa. Și în caz de Doamne ferește, nu o să fie șocul mai mare? Că Doamne ferește la ce? Că nu fac o infracțiune și nu am. Poate să-i trimeată. N-am auzit vreo discuție despre... Domnul Ciolacu, dumneavoastră semnați pe banii țării. În pixul dumneavoastră stă... Mai puțin strânsul, dar mai ales cheltuitul banilor țării. Da? Ăla pe care îl dăm noi, da? Oricând cineva poate considera că dumneavoastră ați semnat, după cum s-a mai demonstrat în istorie, greșit un document cu privire la o parte a banilor țării. Ciutacu, sper să nu fie astfel de cazuri. Am cheltuit bani greșit. Și nu se fac, nu semnează premierul, se face prin minister, cu informări, anumite decizii se iau la nivel de guvern. Nu am de ce să mă feresc, că nu am o implicare directă, nu cunosc acele zone, nu, deci chiar nu am, din acest punct de vedere, sunt cât se poate de relaxat. Mai grup de interese, că există oameni care îți fac reclamații, sunt ferm convins, că am și acum reclamații. Mi-au venit după ce n-am mai fost viceprimar, adică nu prim-ministru al țării. După ce n-am mai fost viceprimar, mi-au venit vreo 4 ani tot felul de clasări. După ce n-am mai fost vicepremier, un an de zile și mie și lumii ai tudose, ne tot veneau de clasări. Același lucru presupun că se va întâmpla și după ce n-o să mai fiu prim-ministru. În care grupuri? S-au terminat poveștile de grup, de interese, de... Da? Vede că dacă nici dumneavoastră presa n-ați aflat imediat... Ziceți că nu mai există grupuri de interese. Domnul Ciolacu, tentația... Nu, grupuri de interese există întotdeauna în jurul politic. Absolut. Problema să nu fie grupuri infracționale organizate. Tentația banului public este mare și este existentă oriunde. Hai să fim serioși. Da? Deci, pentru că, până la urmă, cel mai sigur bani e banul de la stat, nu? Cea mai democratică țară din lume, Statele Unite ale Americii, economicul influențează politicul. Fiindcă dezvoltarea, noi în această etapă vom trece. Prea mult timp în România, politicul a influențat economicul. Asta trebuie să ajungem. Astfel încât economicul să influențeze deciziile politice. Dacă economicul influențează ilegitim decizia politică, avem o problemă. Trebuie să știe foarte clar. El, în momentul în care a intrat în politică, nu ai voie să ai activități economice. Nu ai voie să te implici în nicio activitate economică. E la noi clasa politică, să spun, la nivelul ăla de suficient de pricopseală, astfel încât în momentul în care ajung pe niște funcții publice să-și termine orice activitate economică. Că noi nu avem tradiția Marii Britanii sau nu știu ce să zic, că a venit lordul care e full de bani în familie de 300 de ani și n-are o problemă acolo, să nu... Acolo, stați că e un exemplu pe care l-ați dat, dar în Statele Unite nu există numai familii bogate. Nu. Dar nici în Marea Britanie nu prea am văzut congresmeni săraci, spre exemplu. Foarte bine plătiți. Eu, când ai ajuns la acel nivel, presupun că... Păi da. Nu trebuie să...
ce să faci? Dar nici nu, niciunul n-a venit de la Taraba din piață. Da, niciunul n-a venit de la Taraba din piață să ajungă congresmen. Toți au un trecut, știi. Care avocat, sunt, care după acolo, care... Stați că sunt alegeri și la ei. Sunt? Din toate... Dom'le, am fost și eu și am vorbit cu congresmeni. Nu sunt toți care sunt din familii de congresmeni și... Dar, cu adevărat, e o democrație mai consolidată decât în România. Bun, are. Dar și noi am intrat într-o zonă, din punctul meu de vedere, după 34 de ani, am intrat într-o zonă de democrație consolidată. Bă, și ăsta este drumul. Da, după ce vom intra în 2026... Reforma clasei politice se face cu procuratura, nu e neapărat o democrație foarte consolidată, domnul Cioran. Ci noi avem, foarte bine de avem o memorie... colectivă de curând cu anumite întâmplări. Dumneavoastră știți foarte multe, sunt fel convins că poate mai multe decât mine. Duceți-vă aminte când se intra cu Duba pe anumită stradă, semnalul către presă era că se pornea sirena pentru umilire. Eu cred că am depășit acele momente. Știu zilele în care ne trezeam cu percheziția anunțată. Și eram pregătit să țâșnim. Da. Dar un domn care filmează... Păi, e o țară liberă și democratică. Nu. Filmează toată lumea. Da. Mișto e că pe dumneavoastră nu v-a recunoscut. Nu. Tot e bine. A avut apropo mașina asta, din față. Mai aveți viața personală? De când sunteți la vârful statului? Viața socială? Viața de familie? Nu mai ies în... Am ieșit cu fiul meu, am mâncat la restaurant, mi-ar plăcea să o fac mai des, am evitat foarte mult, bine, nu mai am timp. De ce? Trebuie și timp. Asta este un tip social, așa, nu sunteți un tip asocial. Mai stau, mai învin prieteni acasă, mai merg eu acasă la ei, am găsit un mod... S-a lărgit sau s-a strâns cercul de prieteni? Foarte, s-a restrâns foarte mult. S-a restrâns? Foarte. De obicei crește când ajungi. Nu. Șeful la bani, ca să zic așa. Nu. S-a restrâns din potrivă, s-a restrâns da? Foarte mult. Păi și nu, câteodată nu știu, nu primiți de proșuri de la prieteni vechi, că bă, te-ai ajuns și nu ne mai bagi în seamă? Încercăm să ne organizăm o dată, două ori pe an, să ne vedem și să stăm mai mult de vorbă. Dar se restrânge, și normal. De obicei? Este una dintre plățile pe care le faci. De obicei când pleci dintr-o funcție de asta, forțat sau nu, că, mă rog... Cel mai important e să știi că la un moment dat vei pleca. Dumneavoastră aveți, nu știu, deci, cât un timp, orizont? Cât timp, domne, la un moment dat mă duc. Întotdeauna să te duci la serviciu în ziua respectivă cu gândul că a doua zi s-ar putea să nu te mai duci acolo. Cât timp îți ții mintea limpede, nu vei avea probleme. Și sunteți pregătit pentru a revenea într-o viață normală de nedemnitate? Categori. Nu știu, de mâine dimineață, să spunem, da. Marcel Ciolacu nu mai e nimic. Nici deputat, că nici deputăție. Bun, sunt nu. Eu mă refer la, hai să spunem, la dregătoriile publice, politice. Da, mâine dimineață să termine și mandatul de deputat, să termine și ăla de premier și tot. O să-mi găsesc ce am de făcut astfel încât să-mi întrețin familia și să trăiesc liniștit. Nu, n-am trăit în lux. N-am să trăiesc în lux, am o familie normală, am un copil și... Să vă trăiesc. Au doi copii acum, că s-a căsătorit fiul meu. Am doi copii normali. Bunic pe și pe Filip și pe Iris. Am încercat să întreb la masă, și? Dar cred că am greșit... Au mărit, nu, am greșit că m-am adresat fiului meu și cred că trebuia să mă adresez lui Iris, fiicei mele. Și? Cred că decidentul a devenit... Și fiica mea, nu fiul au meu. Au în intenție sau întâi vor să-și dezvolte? Au în intenție. Ei sunt ultimul an la medicină. Mai au acum două examene, unul astăzi și unul luni. Da, și sunt pe urmă au câți ani mai au după aia? Examenul de licență și pe urmă au examenul de rezidențiat din noiembrie. Și au zis că discutăm, avem această discuție după ce încep rezidențiatul în primul an. M-aș bucura să aibă copii cât timp sunt încă tineri. Sunteți încă tineri pregătit mult pentru mai ipostaza de bunic? Categoric. Că mulți au chestia asta, cum să-mi zic că mie tataie. Nepoții de la frații mei, toți au făcut, că au cât un copil și
E o bucurie, am mai rămas Filip. Bine, el e și cel mai mic din familie. Și eu sper, în an, doi, să rezolve cum și această problemă. În adresarea publică cu nora dumneavoastră. Tata, domnul Ciolacu, Marcel, cum sunteți? Eu pe tatăl meu nu l-am tutuit niciodată. Era alte vremuri. Una dintre nepoate i-a spus când era mică Bubuiu. A rămas Bubuiu, nici pe mama nu ne-am tutuit. Era Anita, tot de la când au apărut nepoții, au început. Nu, mi-ar plăcea Marcel. Și la partid mi se spune Marcel. Și la guvern. S-a detenționat, da? Și în companiile mari se vorbește pe numele mic. Da, fără discuție. Deci nu, am depășit și acele momente. Vine, este vine nepotul de... și vă zice Marcel. Da. Aveți un problem? Nicio problemă. Nu? N-am nicio problemă. Nu bunicul, nu? Mici, nu. Cred că cel mai rău e să spună tataie. Păi asta zic, te pregătiți de șocul psihologic cu tataie? Da, sunt ferm convins că o să găsesc un prieten care o să-l învețe să-mi spună tataie. Sunt ferm convins. Sunt ferm convins. Dacă vreți să-l spun eu din experiența mea cu un prieten. Deci sunt ferm convins că se va găsi acel prieten care să-l învețe să spună tataie. Groaza prietenului meu, Serghei Mizil, pe care îl știți și dumneavoastră, că îl știe toată omenirea. Nu l-am cunoscut niciodată. A fost... în momentul în care a crescut nepotul și a început să vorbească, că o să-i zică tataie. El s-a dă veșnic tânăr, s-a dă nu știu ce. Și evident că toți ticăloșii din jurul lui l-au învățat copilul ăla să-i spună tataie. Așa, acum au ajuns, mă rog, îi spune Serghei. Au ajuns la... Asta, comunică mai bine. Comunică cu nu mai e așa de influența copilului. Cu siguranță mai bine. Uite, de mult stau și mă gândesc la o chestie, mai ales în contextul în care... Eu am un fiu care a studiat în străinătate, care a muncit în străinătate și care la un moment dat a decis el, fără nicio rugăminte, fără nicio presiune, fără niciun sprijin din partea părinților, să se întoarcă în țară. Ce a fost decizia lui. Cea mai mare bucurie. I-am acceptat-o și ne-a bucurat, vă dați seama, peste măsură, mai ales în contextul în care noi nu aveam speranțe, că el când a plecat în țară a zis că pleacă și e bun plecat. A făcut 7 ani acolo, nimeni nu mai avea dintre noi vreo speranță de întoarcere. La un moment dat a venit vestea, mă întorc, de când, de luna viitoare. Perfect. Spuneți-mi, eu, românul, sunteți un om norocos. Plecat în străinătate, da, chiar da, din punctul deci, în acest moment sunteți un om foarte norocos. Eu, românul, care mă duc în străinătate, să studiez, să muncesc, să habar n-am, să mă însor. De ce m-aș întoarce acum, în anul de grație 2024, în țara românească, în țara în care m-am născut? Cumva? Dincolo de dor, dincolo de părinți, dincolo de patriotism, strigat sau nu. Dați-mi un motiv, cum să vă spun, concret, rațional, care m-ar putea determina pe mine să zic, gata mă frate, ajunge cât am stat, vine acasă. Cumva veniturile încep să uniformizeze. Adevărat, este încă diferență foarte, foarte mare. E foarte important tinerii care au învățat în străinătate, chiar și cei care au muncesc în străinătate, fiindcă este alt cult al muncii. Alt cult al muncii, altă mentalitate. Altă mentalitate, altă experiență să se întoarcă în România. Îți poți deschide o afacere mult mai ușor în România decât să o deschizi în Germania. E o altă nevoie de capital. Poți să deschizi o firmă de consultanță, să încasezi 2 milioane pe an și să nu cheltui nimic. Acele sunt excepții. Știți și dumneavoastră, știu și eu, și acele de obicei se fac pe trafic de influență și la un moment dat, când se strică căruța, bubuie, apare la televizor la dumneavoastră și la DNA și se întreabă, da, domne, eu am servit patria, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pare că s-au servit pe ei mai mult. Cred că... Să trecem peste... Pe mine da. Și pe mama lui Filip nu ne-ar demola ceva mai mult decât dacă copiii noștri ar hotărâ acum să plece să fie medici în străinătate. Dar eu vă întreb și dacă totuși ar face, o v-ați opune? Dacă ar avea dorința lor. Este decizia lor. Nu pot eu să influențez decizii. În schimb, am văzut abordarea pe care au avut-o premierii de până acum. Când se apropie alegerile, toată lumea deodată începem să vorbim despre diaspora. Da. Sunt două perspective diferite. Una este
ce trebuie să faci pentru românii care sunt plecați, să recunoști, ca să te vindeci, primul pas e să recunoști că ești bolnav. Ești bolnav, da. Să admiți. Să admiți că da. 5 milioane, 6 milioane de români sunt plecați și nu de în străinătate. Și în toate deplasările pe care le faci, întâlnirile externe sau când vin la tine premieri, omologi din țările în care da. Comunitățile românești sunt foarte mari, să te implici direct. Și am încercat lucrul acesta. Am avut cu cancelarul Olaf Scholz, am vorbit foarte mult de sezoniere. Acolo au fost marile probleme ale lor. Adică, cumva, să redai demnitatea și românul să fie tratat la fel în Germania, la fel ca și german. Știți, e de notorietate prietenia cu Pedro Sanchez. Va veni în luna iulie să semneze să face aia cu dubla cetățenie pentru români. După Franța și Portugalia, suntem al treilea stat care acceptăm. E o comunitate de aproape 1 milion de români. Și credeți că dacă se face asta, îi îndeamnă mai degrabă să vină în țară decât să rămână acolo? Sunt două lucruri diferite. Trebuie să faci pentru români. Și nu. Ai o dublă provocare. Să faci și pentru români. Ei aleg dacă mai rămân sau se întorc. Da. La Giorgia Meloni. Am obținut lucruri pe care nu l-a obținut nimeni în 30 de ani de neu. Biserica Ortodoxă să fie recunoscută ca și cult pe teritoriul Italiei, astfel încât să poată atrage fonduri și să fie să autosusțină. Ține departe de casă decât e apropie de casă. Dar eu am datoria. Eu nu mă bag peste decizia nimănui. Eu nu mă bag nici peste decizia fiului meu. Eu am datoria să-ți creez oportunitate. Deciziile ți aparțin. Dar dacă decizia ta este să rămâi în Italia, eu vreau să religia ta să fie respectată și acceptată la fel cum e. Dar care oportunitatea pe care o creați ăluia din Italia să în țară? În afară de... Ați văzut ritmul de creșterea salariului minim, am văzut discuțiile. Okay. Cel mai important lucru, în afară că în PNRR sunt și sume de bani, sunt și reforme, este termenul limitat. S-a făcut de nu mai merge. Au intrat niște tranșe până acum, dar niște miliarde, habar n-am cât. Am monitorizare la 2 săptămâni cu fiecare ministru. Păi să cheltuie banii sau stau la Banca Națională să mă căpui? Sunt încă prinși la Banca Națională, termene de implementare 2026. Am pornit 3 spitale regionale. Am făcut un mix de bani și din împrumuturi de la BEI și din bugetul de stat și din bani Europe. Nu mai există licitații șmecherești, înainte să facea... se face pe fidic galben. Ca și proiectare și execuție. Făceai întâi proiectarea, un anumit om făcea proiectarea, pe urmă era clar pentru cine să face proiectarea. Deci, erau timp morți. Și după aceea făceau și singur caietul de sarcini. Și pe urmă nu terminau lucrarea. Deci, doar un nou... București, oraș al trăinicii. Bine, doar un om... Aici ce o să lăsară? Un sergeratoriu, o arteziană, ceva? Că bănuiesc că nu se face vreo facultate de intersecție. Doar un om de rea credință poate să spună că în momentul ăsta pe zona de infrastructură nu se muncește și nu se dezvoltă România. Da, dar nu poți să trăiești numai din infrastructură. Asta stimulează, într-adevăr. Dar nu putem să fim o țară de asfaltatori. Nu putem să fim toți asfaltatori. Sunt sigur. România mai are nevoie de sute de miliarde de euro încă să fie investite în ea. De aceea am și mers în țările din Golf. După cum cred că bine v-ați dat seama, de aceea am mers și în Caucaz, fiindcă avem capitalul românesc, care este limitat, avem capitalul venit din fondurile europene și capitalul din bugetul de stat. Este insuficient pentru ritmul de dezvoltare a României și de nevoile României. În momentul în care vom intra în OECD, o să vină și mult mai mult capital în România.
România va fi sustenabilă și va avea creștere economică în următorii ani pe investiții. Este, no, apropo de ce spuneți, este ceva ce nu s-a întâmplat până acum în România. Cu alte cuvinte, să vă dau un exemplu. Imediat, okay. Termin și... Da, vă rog, duceți-vă până la capăt. Acum 3 ani, în celebrele guverne și celebrele guverne de dreapta, se împrumutau 100 de lei, 50 de lei mergea în consum. Da. Pentru consumul public, 50 de lei mergea în investiții. Anul trecut, dintr-o 100 de lei, 95 de lei au mers în investiții și 5 lei în consum. Dar nu s-a sublimat consumul până, în soluție. Dar nu. Nu facem împrumuturi pentru consum și pentru salarii și pentru... Dimpotrivă. În primele 5 luni ai acestui an s-au împrumutat 100 de lei, s-au cheltuit 125 de lei în investiții. Și anul trecut, toată creșterea economică... De unde vine diferența de 25? A pus-o statul? Da. A zis 100 împrumut, s-au cheltuit 125 și ea trebuie să pună aia 25. Și crește valoarea investițiilor. Expune, vom depăși 7% din PIB. Toată lumea a spus că sunt nebun la cap când am trecut 7% din PIB pe investiții. Vreau să vă spun că vom depăși 7% din PIB pe investiții anul acesta. Hai să vă pun o întrebare. Eu sunt la bază, n-am fost să fie, inginer de utilaj tehnologic pentru industria chimică și petrochimică. Că odinioară a avut și România rafinării, odinioară a avut și România instalații de ridicat, odinioară a avut și România recipienți și țevi de transport a laburului, gazului și ce vreți dumneavoastră. Eu dacă termin facultatea... Cu tehnologiile din vremurile acelea. Da, cu tehnologiile din vremurile. Dacă termin eu facultatea asta, unde dracu mă mai angajez? Că rafinările s-a ales praful, ele cu foarte puține excepții. Sistemul de învățământ. Trebuie să... De aceea investim acum... Zona de industrie petrolieră, iertați-mă, e dezvoltată oriunde în lume. Da. Teoretic ar trebui să cârchii de oferte. De aceea investim în acest moment aproape 1 miliard de euro în centrurile de învățământ dual. Învățământ abandonat. Da, iertați-mă, eu am făcut ceva mai mult decât școală profesională. Nu, dar nu e vorba numai, că se poate face și facultate după. Da. Dar basic-ul îl înveți din școală. Da. Când mi-a spus președinta Elveției că la ei 85% dintre elvețieni termină învățământ dual și, pe urmă, cine vrea să continue, am crezut că nu e. Este la același nivel, de dezvoltare. La Germania, 75% vreți termină învățământ dual. Deci noi, până ajung la dumneavoastră, da, care ați terminat facultatea, da, și sunteți inginer și o facultate grea, și o facultate grea, eu vă explic că toate aceste lucruri trebuie... Noi trebuie să creăm un ritm. Noi sărim etape. Mult. Aveam goluri, ca la fotbal. Da. Am avut o generație de aur, pe urmă s-a prăpușit. 20 de ani s-a ales praful și pulberea. S-a ales praful. De ce? Pentru că nu s-a investit în fotbal, în infrastructură, nu s-a existat în academii de fotbal, pe piniere, că una este să ai talent, una să fii sportiv de nivelul cerut în acest moment. Deci noi am cumva scurt-circuitat anumite... Nemții, când s-au prăbușit în fotbal, au investit 1 miliard în copii și juniori și a început faimoasa poveste a academiilor. Acum am avut discuția și cu Gică Popescu și cu președintele FRF. Domnule, voi veniți, FRF-ul și proprietarii de cluburi în academii, cu un euro, vine și statul român cu un euro. Dar vine partener cu voi la un efort comun de investit. Nu vin cheltuim banii statului, nu există. Nu, cheltui și banii tăi și în momentul acela cu toții ne dorim să avem performanță, nu să cheltuim banii. Dă-ți exemplu, domnule Ciolacu, cu 85% pe învățământ dual, după care să decid ce fac. Petrochimia. Da, petrochimia. Exact pentru asta m-am făcut inginer sau, mă rog, m-am prefăcut că mă fac. Deci, în acest moment avem discuții cu companii mari și am luat punctual oțelul roșu. Am fost la Caraș, la Reșița, la metale grele. Da. Nu, vă dau ca și exemplu. Metalurgie, siderurgie, da. Da? Dom'le, au luat niște investitori Noștri. Au luat
Au capitala la Moscova. Da, și... Umbrărescu acum. Umbrărescu e român. Când au luat cei capitala la Moscova, au tăiat la minorul 6500 de tone și l-au vândut la fier vechi. Da. Și investitorul care vine să ori, zice, de noi român. Umbrărescu vine să investească 300 de milioane acolo. Da. N-a venit unul din Qatar? Sau eu stat, eu, poate să vină. Eu statul român. Nu vor să-i, mai ales în îngrășăminte, și de-aia trebuie tot același sistem. Da. Să știți că la un moment dat o companie mare, producătoare de, de automobile din Franța, a stat să dea faliment. Statul francez a intervenit, a cumpărat acțiunile, a repus fabrica pe picioare ca să nu intre în faliment, fiindcă era brandul lor național. E statul român în stare să facă același lucru? Dar aceeași trebuie să fie abordarea. Nu trebuie numai să vindem. Statul trebuie să intervină, mai ales în brandurile importante și care au o dezvoltare economică și pe orizontală fabuloasă. Cum e fabrica Dacia sau fabrica Ford. Ai avut fabrica Aro. Da? S-a ales praful și pulberea, domnul Ciro. Sunt greșeli. Era o bază. Sunt greșeli imense făcute și nepedepsite. Noi ne-am bucurat că am văzut pe unul că l-a prins cu 1000 de, nu știu ce primar cu 1000 de euro șpagă. Alții au luat fabrici și au distrus o industrie și o economie. Alții au, au vândut banca principală a României comercială, unde tot capitalul românesc era împrumutat și s-au modificat sistemul de împrumut și de garanții peste noapte și tot capitalul românesc. Să vă spun că au vândut-o ai dumneavoastră? Deci, nu știu la mei să nu... Ai dumneavoastră la guvernare? Când s-a vândut principala banca țării? Credeți că mă interesează pe vreun român cine este de vină? Eu cred că pe români interesează ce este de făcut în continuare. Sunt de acord. Mai căutăm vinovați? Nu și căutăm. Și dacă îi găsim, ce facem cu ei? Bun. Cred că soluțiile și deciziile trebuie, mai ales în dinamica actuală, mai economică și cu o criză de securitate, cred că deciziile trebuie să fie mult mai rapide și cu adevărat trebuie să existe o stabilitate politică. Bun, vreți stabilitate politică, dar știm foarte bine, domnule Ciolacu, să termine alegerile astea și încep următoarele. Vă place sau nu partenerii dumneavoastră? Deci, următoarele mai urmează încă un rând de alegeri. Da. Și veți deveni din nou concurenți cu partenerii dumneavoastră de guvernare. Este foarte, este foarte posibil. Așa, și candidați dumneavoastră și candidează Ciucă. Cum dracu guvernați momentan, împreună și momentan, vă concurați la prezidențial? E o ipoteză, nu? Păi au încercat să guverneze cu altcineva. V-am auzit spunând că un partid de talia PSD-ului nu poate să n-aibă candidat la președinție, da? Dar stați ușor. Același lucru l-au și de la domnul Ciucă. Cui a trecut prin cap că vreodată Partidul Social Democrat nu va avea candidat propriu? Păi bun, deci, același lucru vi-l spune și domnul general Ciucă, sau ne spune bine tuturor, da? Foarte bine. Și haideți să, dar nu mai bine așteptăm duminică să ne spună românii, totuși. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cum e mai bine? Sunt de pentru acord pentru că tot avem acest vot înainte. Da, eu refuz să cred că n-aveți un scenariu. Nu, dar înainte, n-ar trebui să vedem totuși rezultatul și părerea românilor. Dacă vor o stabilitate și să lăsăm orgoliile și să găsim o soluție împreună, sau să ieșim să ne luptăm și, pe urmă, să găsim altceva. Am și un contraexemplu la ce spuneați dumneavoastră. Stați așa că aici s-a aglomerat, domnul. Da. Cum ar fi să ne oprească poliția cu zăvaia carnetul? Păi dar n-am făcut nimic, de ce să-mi iei? Păi habar n-am, nu știu, tocmai de-aia, poate nu faceți. De oprit e posibil să ne oprească. Aveți carnetul? Mai întâmplă. Aveți carnetul valid? Asigurări la mașină, tot? Ui, ITP-ul, tot verificat. Da? E bine. Asta mai întâi. Păi aia. Ciolacu umbla cu o mașină fără RCA, fără ITP și avea carnetul expirat. Și cu domnul Ciutacu. Da. Cel de la televizor. Da, domnul, cel de la televizor, da. Îmi spuneați și îmi dați exemplu Elveției, care evident e o țară super dezvoltată economic.
Eu vă dau bine, un contraexemplu filozofie de și țară foarte și... dezvoltată economic, care mai subții cu învățământul dual. E Coreea de Sud. Eu când am fost acolo, domnul Ciolacu, în sfântul an 2005, 88% din populația Coreei de Sud avea studii superioare. Știți, și nu putem să spunem că ea sunt în vreo sărăcie. Știți că țara cel mai mare număr de, de sinucideri este Coreea de Sud. Știți că în Coreea de Sud, până acum câțiva ani, nu a existat sistem de pensii. Cu alte cuvinte, munceai până te chema, multă școală până te chema domnul. Așa. Deci nu, în momentul acesta se schimbă și ei și vă mai dau o veste. Da, și vă mai dau o veste din Coreea de Sud, spusă de primul ministru al Coreei de Sud. La televiziune nu exista nicio știre negativă. Pentru că păi de mă sinucid eu înainte. Aceste știri negative mă mut în Coreea de Sud, alimentează da, anxietățile populației. Anxietățile populației. Și noi de ce am este altă cultură. Bun, e altă comparăm. Cultură, fără discuții. E cu totul altă cultură și altă... Dar sunt țări dezvoltate, Italia, la fel, are foarte mult dezvoltat învățământul dual. A fost o greșeală majoră. Da, la noi... Știți cât câștigă un sudor? Uai de mine! Rup! Ăia în argon cel puțin au niște salarii de șef de multinațional. Am fost, da, fost în fabrică, tot capital românesc, făceau pentru, Petrom recipientele. Era vreunul sub 4.000 de euro pe lună, din sudori? Vorbim de salariul de bază, 28.000 de lei. Da. Vreau să vă spun dublu decât primul ministru. Nevastă m-a angajat la un moment dat sudor pentru o întreprindere pe care o restructura. Un electrician s-a îngrozit ce salarii sunt. Cât are? Nu are nimeni sub 7.000. Da. Ceva gigantic, da. Deci, meserii sunt bine plătite, oportunități sunt, important e să oamenii să și știe aceste meserii. Nu e o... Și important e o rușine. Și unde le practica, domnul Ciolacu. Și ce faci? Te duci ca... Hotărăști până la urmă, asta înseamnă Uniunea Europeană. Hotărăști să pleci în altă țară, da, să muncești. Dar poți să pleci nu extraordinar. Dar nu poți să... Măcar pleci pregătit, nu să, să car saci. Dacă tu ai potențial, dacă tu ai mai mare potențial, una este nevoia și una e potențialul fiecărui. Eu, statul român, trebuie să mă asigur că tu îți acoperi tot potențialul. Stai, eu știu că sunt mult prea multe de făcut, da, dar... Trebuie odată să ne învățăm lecția și să știm că sunt lucruri nenegociabile politic. Sunt anumite proiecte de țară pe care nu le negociezi. Da, vocea României din cadrul Uniunii Europene. Trebuie, trebuie să fie una, în majoritatea ei, domnul Ciolacu. Să fie una unitară. Că nu poți să duci de, cu tot respectul, Marcel Ciolacu, care este proiectul de țară României de unul singur. Indiferent cât e el validat prin vot și partidul lui. Clasa politică trebuie să aibă două, trei proiecte pe care să și le asume. Așa am intrat în Uniunea Europeană. Faimosul spirit de la Stânăgov, nu? Așa am intrat în NATO. Așa. De acord. Da? Toată lumea mi-a recomandat, mari filozofi politici, din momentul acesta, mi-au zis să nu accept Schengenul aerian și maritim. În afară de faptul că se vede o îmbunătățire la călătoria românilor pe aerian, să nu acceptați de ce, să se vede o explozie, se vede o explozie de investiții în portul Constanța, care a devenit cel mai important port și poarta principală din Orient, dintr-un Orient și dar devine e un punct strategic, da, european. Altfel nu ar fi poți fost. Să construiești de acolo cu mai departe în țară. Și cu adevărat. Am depășit stămatrăsul la portul Constanța. Credeți cumva că eu n-am fost frustrat sau nu m-am supărat? Pentru, fiindcă e o nedreptate. Dar am ales calea înțeleaptă unde a merge mai departe. Am intrat în Schengen cu piciorul drept, urmează până la sfârșitul anului să intrăm și teres. Fiindcă sunt orgolii politice, ați putea paria pe intrarea României până categoric, la sfârșitul anului? Categoric. Nu mai poate să... Procesul este irreversibil. Dacă n-am fi avut nici măcar... Credeți că am mers în Statele Unite degeaba, totuși România a făcut niște eforturi. Nu poate dintr-o
concepție politică sau dintr-un avantaj propriu în țara ta să dezavantajeze un alt stat. Poți să fii un pic măgar? Îmi dați voi? Dar nu credeam că puteți face acest lucru. Trecem pe lângă o patiserie. Acum. Am trecut pe lângă foarte multe cofetării și patiserii în turul nostru. Da. Aveți vreo nostalgie, aveți vreo... pare că povestea asta, știți, nu trebuie să o repet, cu covrigarul, cu tot. Pare că a devenit o rușine în țara românească să ai un business în care să se muncească. Că faci pâine, că faci merdenele, că faci covrigi sau altceva. Eu am muncit toată viața, de la 18 ani. Am avut și magazine alimentare și pescărie. Ați avut și pescărie? Bineînțeles. Am muncit. Vindeați pește la gheață, de la proaspăt? Știu, veneam, găseam pește. Dar ce o rușine să muncim. Asta mă întreb, dar e o problemă asta? Experiență. Am condus pe urmă și cel mai mare angajator din municipiul Buzău, ca și director general. Ce angajator? A fost Urbi Servu. Erau cei mai mulți angajatori, toate domeniile. N-am avut. Știți că n-am venit, eu nu sunt din spuma mării, salvatorul din spuma mării. N-am, nu sunt nici salvator, nici... Așa. Și, dar, iertați-mă, că pe mine continuă să mă... Cu adevărat, la patiseria, unde... Iau, încă o patiserie. Am fost și eu acționar și... Așa. Mai mult s-a ocupat soție. N-am făcut covrigi, dar... Ok, dar, și dacă făceați covrigi... Dar, covrigii de Buzău oricum sunt cei mai buni. Absolut. Nu m-am priceput sau nu s-au priceput lucrătorii. Care-i rușine? Am cărat mii de lăzi cu mâna personală. La propriu ați băgat muncă magazine, de asta, da? Magazinele alimentare. Despre ce vorbim? Dar care-i rușinea? Sau păi nu, eu nu văd nicio rușine, dar vă întreb... Da? Bă, că de fiecare dată... Mi-am făcut prioritățile în funcție de mine și familia mea. Așa e și corect. Cofetăria familiei noastre e înainte sau după McDonald's? E în Moldova sau e în... E Moldova. E în Moldova? E after, ca să zic așa? O glumă neinspirată. Dar ați dat-o pe aia, aveți niște spontaneități, dar aveți un talent deosebit să vă băgați singur în cotloane de unde e greu să ieși. Pentru că nu sunt. Știți de ce? Pentru că eu nu sunt un om ascuns. Și astea glume pe care le fac zilnic când vorbesc cu un buzoian între noi să fac astfel de glume și... Da, dar sunteți prim-ministru și probabil viitor candidat la prezidenție. Dar nici tu, contracandidații, așa, sau adversarii politici, până aș vrea să vorbiți voi despre ce faceți voi, despre ce ați făcut voi. Dar nu-i mai simplu să-l demolezi până la altul? De. Iertați-mă, nu sunteți la altieri în clasa politică. Bun, și de 30 de ani facem acest lucru. Exact. Cu ce ne-am ales? Cu ce ne-am ales în viață, vorba cântecului, nu? Cu ce ne-am ales? Nu după știu, aceasta... habar n-am. Spuneți-mi și mie, cu ce ne-am ales după această abordare? Unde o luăm cel mai bine? Păi, dacă dumneavoastră nu știți, nimeni nu mai știe. Conduceți o țară, trebuie să conduceți și mașina asta până la punctul terminus, ca să zic așa. Vreau să mergem să vedem unde se face nouul stadion Dinamo, la ceva așa. O să fiți scriitor la Dinamo? Da, eu stelist. Cum să faci, domnule, un club cu asemenea performanță să nu fie una dintre prioritățile? Am fost cu Mihai Covaliu și cu doamna Lipă și nu se poate așa ceva. Deci, nu faceți stadion, iarăși, faceți bani. Asta înseamnă că o să avem statul, și sport performant? Nu, se trag. Unele este fără bază sportivă, nu ai. Intrăm să vedeți unde e sala de box de la Dinamo? Vorbesc de clubul Dinamo. N-am absolut nicio problemă. Dacă s-o vedeți că e într-o... Mi se pare că pe unde s-au făcut stadioane în țară a răsărit vreun fotbal glorios. Tocmai de aceea trebuie să ai prioritățile. A venit la turnul Măgurele stadioane europene. Tocmai de aceea trebuie să ai priorități. Întâi încep cu cluburile de tradiție, cu orașele de tradiție, unde există cluburile sportive. Fiindcă a mai rămas tradiție în România. Trebuie să ai o gândire strategică. Nu poți să... Acum, iertați-mă. Ce să guvernezi când schimbi 10 premieri în 10 ani?
Ce strategie când fiecare premier, până la urmă, păi ceva normal are? În 10 ani, fiecare, pentru, că ești, fiecare pentru că ești un președinte, e stabil. Și de asta trebuie să lucrați cu președintele ăsta până la sfârșitul anului. Vă place sau nu? Fiecare premier are prioritățile lui și crede că are programul lui. Dar nu poți să schimbi an de an. Și pe urmă să ne minunăm de ce nu funcționează. V-ați spus problema că s-ar putea să vină și alungi pe la după noastră mai repede decât vă așteptați? V-am spus mai devreme. Așa. Ești la serviciu, trebuie să știi foarte clar că s-ar putea de două zi să nu mai lucrezi acolo. Care e problema? Nici cea mai mică. Cât timp ai lucrul ăsta evident în memorie, nu sunt probleme. Păi, vorbeați de stabilitate. Ce drag de stabilitatea asta, 10 primieri în 10 ani, da? Vine altul după noastră, habar n-am, în 3 luni de zile sau în 3 ani de zile, asta da? Și ăla vine și spune, în bună tradiție românească, tot ce a făcut Ciolacu e prost. Schimbăm. Sau oprim. Sperăm, nu prea are argumente. Prea multe. Dar cu adevărat poți să schimbi priorități. Schimbi priorități da. După mintea ta și după unde te-ai născut. Ce. În momentul ăla chiar faci o greșeală. Ar fi prima care să face în România? Nu, dar n-ar fi cazul să facem mai puține greșeli, să ne putem și noi dezvolta niște oameni normali la cap. Cred că vă puteți așeza dumneavoastră liderii politici la masă și de ce? Toată politica s-a bazat pe ură. Da. 30 de ani. Și pe pedepsirea adversarului. Pe pedepsirea adversarului. Cu miliția, și... cu securitatea, cu procuratura, cu ce deci, s-a putut. Dacă n-a fost suficientă ura ca să nu fi votat, s-au folosit alte metode specifice. Da. Gata, trebuie să depășim acest lucru. Dumneavoastră ați văzut aproape că, uite, vedem o mașină de firmă de curierat în față. Dumneavoastră, nu cred că stați să vă comandați dumneavoastră de mâncare, cum îmi comand eu în fiecare zi, sau diverse lucruri pe net. Dumneavoastră ați văzut câți curieri, Sri Lankezi, ciuciunghezi, habar n-am, de ăștia cu ei la coadă sunt în România. În ultima lună de zile, 99% au fost cei din altă țară care au venit să... Da, au venit la firmele de construcții și fac acest serviciu și în... Da, câștigă oamenii un ban. Mai câștigă un ban. Da. Biciclete, pe... Da. Dar unde sunt românii care făceau până cu asta? Au găsit ceva mai bun? Mai sus? Vă repet. Sau ăștia au pretenții mai mici? Nu. Vă repet. Avem vârf de 5,7 milioane de români. Da. Piața încă absorbe orice domnul forță Ciolacu, de muncă. În actele... Nu am modificat contingentul de la 100.000. În actele autorității electorale permanente, în care eu nu cred nici plătit, suntem 18 milioane și ceva de votanți. Da. 5 milioane și ceva încă e puțin de angajați, dacă mă întrebați pe mine. Dacă suntem 18 milioane de majori. Nu, că aveam un trend descendent imens. De acord și cu asta cu dumneavoastră. Dar mie nu mi se pare că dacă lucrează o treime din populația activă, să lucrează un... Da, e ceva... Nu ești dinamovist, gândiți-vă la atât. Uitați-vă ce... Mie pur și simplu se încrapă obrazul de rușine. Știți cum o să fiți? Ca mine. A venit Bănățeanul să facă autostrada Moldovei, da. Și a venit Stelistul să facă Dinamo stadion. Exact. Nu se poate. Caterinca cu Gogoș. Și asta scrie, mă, pe marele stadion Dinamo, frații mei. Caterinca cu Gogoș. Bine, dragă, că asta e părăsită. Dar știți de cât știu, e asta, nu? În litigiu. E din preistoria asta. Da, în litigiu nu se poate urma să fie tribuna acum, oficială sau acum, ceva, nu știu. Acum urmează să facem. Și se întâmplă ceva? Categorie. Da. Tu, zona asta e în mijlocul orașului, uitați-vă la aia cum arată. Nu. Zic că e periferie de Bangkok. Aici este spitalul de urgență Floreasca. Da. E cel mai important spital de urgență. Și? Asta aveți o explicație, iar mă întorc aia, mă înjurați. Din 30 în 30 de metri e cât o patiserie, cât o covrigărie, cât o cofetărie. Sunt 3 milioane de bucureșteni. Nu ești asta semn de sărăcie? Nu, dacă stați și vă gândiți că până la urmă cel mai ieftin e să-ți iei un covrig și o merdenea decât să te duci să mănânci ceva. Nouă ne mai făceau părinții. Mai făcea mama, mai... Păi, ai altă discuție. La dumneavoastră. Între timp, repet, s-a modificat totul. Da, și obiceiurile de consum sunt de acord. Doamnele mai stau acasă, nu sunt carne, se duc la serviciu, nu mai au timp.
Dar de ce? Nu e rău. Eu nu zic că e rău. Nu, Doamne, se dezvoltă în funcție sunt de locuri de muncă, sunt impozite, sunt... Se dezvoltă în funcție de piață, categorie. Păi, normal că e cerere, pentru că altfel nici dracu n-ar face, nu? Nu o să o faci din pasiune. Mă rog, fostul dumneavoastră lider din partid a făcut... Bucureștiului trebuie o... A făcut o firmă de energie din pasiune, fără nicio șansă, l-am auzit la televizor. Trebuie Bucureștiului o coordonare administrativă și guvernul trebuie să-și asume lucruri importante în București. Este vorba de capitala României. Poate interveni guvernul, nu știu, financiar? Nu se intervine, categoric nu poate. Bineînțeles că vine cu proiecte. Metrou trebuie gestionat de primăria generală. Ea știe traficul și îți asumi dacă traficul, îl mutați acolo, îl mutați cu tot cu subvenții, domnul Ciolacu. Un metrou nesubvenționat nu funcționează. Tu răspunzi. Da? Știți foarte bine, poliția, pază și ordine în Statele Unite, primarul când candidează împreună cu poliția. Și de regulă și cu judecătorul. Categoric. Merg echipă. Perioada interbelică, da, primarul Bucureștiului candida împreună cu arhitectul șef. Da. Fiindcă el, arhitectul șef, dădea viziunea orașului. Da, m-am ajuns la intersecția vieții mele lângă guvern. Dacă nu stăm aici jumătate de săptămână, nu stăm deloc. Deci eu în rarele clipe când vin la guvernul României, la dumneavoastră mai des în ultima vreme decât cu azi pe mine, ca să zic așa, ăsta este locul care mă îngrozește pe mine cel mai tare în calitate de pasager din dreapta. Semafoarele blestemate de pe Iancu de Hunedoara. Dacă există un blestem al șoferului în România, între altele, ăsta este. Cred că îl plătim acum. Da? Ziceți? Îl vedem. Vedem norocul. Poate și domnitori, cofetării și domnitori avem pe urmă. Nu poți să te bați cu istoria, da? Nu știu nici folosit ei la modul ăsta, nu să te bați cu istoria. De asta zic. Stai, nu știu. Am crescut cu ei, nu? S-au măcat cu legendele despre ei. Bune. Aveți un personaj politic istoric din România preferat? Habar n-am. De-a lungul istoriei noastre milenare. Sunt fost brâncovenii, toată lumea e cu Ștefan cel Mare. Am toți am crescut cu Ștefan cel Mare. Da, eu un cult. A fost un cult. Am și un birou copii. Dar nu v-a dat sabia Erdogan, ați fost la și mi-a spus, nu ți-o dau pentru că nu e cu Moldova. Exact, sunteți de înainte de bec, nu? Da. Bun, s-a încercat, măcar să vedem pentru o perioadă, pentru... Da, adică există discuții. E chestie de simbolism. Totdeauna. Există nu ne crește nouă probă, oricum, dacă avem sabia. Foarte surprinzător cât de repede oficial s-au mișcat lucrurile cu călătorii. Se negocia de mult? Că bănuiesc că n-ați făcut-o în trei zile, bă, hai să batem. Aveam de o anumită perioadă discutam. Există o estimare cât le crește lor pentru... numărul de turiști români odată simplificată? Nu știu dacă crește foarte mult numărul de turiști, dar eu, în primul rând, e un confort pentru români. E chestie de legeritate, bineînțeles. Ce Dumnezeu. Au arătat deschidere, automat. Este cu acel bon timp de 90 de zile. Asta am încercat. Deci, în orice stat am fost, să încercăm să negociezi pentru românii de acolo ceva mai bun. Față de ce faci? Dar vă așteptați să vi se și întoarcă electoral interesul nostru și demersurile pe care le faceți pentru românii din celelalte țări? Dacă intri în această logică și gândești totul numai electoral, te-ai constatat că la sfârșitul mandatului n-ai făcut nimic. Dar dacă nu spuneți că pe dumneavoastră nu vă interesează rezultatele dumneavoastră din diaspora politice. A, da. Ar fi culmea să nu vă intereseze. Duminică. Să știți că am fost foarte mândru. Cred că în 97
s-a introdus limba moldovenească, da, în Ucraina. Da? Deci, când s-a scos limba moldovenească și din Republica Moldova, dar și din Ucraina, pentru mine am reușit un lucru fantastic. Totuși, se pierdea istoria română. Se pierdea, și? Păi, dar sunt lucruri care rămân. Da, dar să-și întorc. Adică oamenii simt sau... Da, nu știu dacă... Pun așa... și ei ceva înapoi pe masă pentru treaba asta. E așa plăcut când te uiți în oglindă și știi că tu ți-ai făcut datoria și nu ai ce să-ți reproșezi. Victor Ponta a făcut cele mai multe lucruri pentru cetățenii. A avut cetățenii români din Republica Moldova. Da. Da? A luat cele mai puține voturi. Da. Asta este, nu e greu cu mulțumesc. Dar nu trebuie să judeci. Undeva, tu ca politician ai greșit undeva, poate în comunicare, poate ai făcut prea puțin. Eu să dai vina doar pe comunicare, da, domnul Cioracu. Nu tot poate ai făcut, la poate ai făcut prea puțin, a existat acea decizie a omului, el singur, în cabina de vot. Fiecare știe mai bine ce e pentru el. Dar trebuie să respecti lucrul ăsta. Nu trebuie să te superi. Dacă devii mult prea supărat, mori frustrat. Electoratul are întotdeauna dreptate. Deci la noastră ca și la noi, domnul Cioracu. Pentru că eu de multe ori mă supăr, mi se pare că fac o emisiune grozavă și a doua zi dimineața sunt extrem de dezamăgit de cifrele de audiență. Și până n-am reușit să mă setez mental că gusturile mele nu coincid neapărat cu gusturile majorității privitorilor noștri, am trăit o adevărată dramă. Bă, de ce nu se uită lumea la o emisiune bună și se uită la alea care, pe care eu le consider proaste? E pentru că pe alea pe care le consider eu proaste, majoritatea privitorilor mei le consideră bune. Covid? A, ia uite, ăștia este... cu dumneavoastră cred că au treabă. Da. Da? Militar, nu? Bănesc, da, de viștii urmează să avem întâlnire. A fost anunțat, au fost la Ministerul Apărării. Este o solicitare, e pentru prima oară când... Referitoare la pensii sau la ce? Este pentru prima oară când am... cu indicele de inflație am prins și pensiile militarilor de 13,8%. Până acum era păi, în funcție de cât are fiecare minister, că aici vorbim. Care-i nemulțumire? Că bănuiesc că mai există ceva. Există și o soldă de grad care s-a dat pentru cei în activitate. Așa. Vedem și solicită acea soldă de grad să fie. Acum, celor din activitate, statul le-a dat la începutul anului 5%, ca și mărire. Celor de la pensie li s-a dat indicele de inflație. Totuși, ca să rămână atractivă meseria de purtător de uniformă, da, am decis în guvern să venim cu această soldă de grad. Pare că nu e mulțumitoare, nu? Normal că întotdeauna ne dorim mai mult. Nici modificări, pentru că tocmai ce am terminat negocierea cu legea pensiilor. Nici nu pot veni cu modificări la legea pensiilor după ce de-abia am aprobat. Și a fost închisă ca și jalon. Și atunci o să găsim totuși altă zonă de compensare. Cu adevărat, interesul major în acest moment al statului este de a stabiliza această meserie la MAPN, la MAI, să fie cât mai bine plătită și să fie mai atractivă, fiindcă este un deficit de personal mare. Când eram noi amândoi mult mai tineri... Cred că o abordare, ca să închid, cred că o abordare în funcție de plafoanele de pensii trebuie avută. Că ușor ne trebuie să crească cu 13,1% și ăla cu 200 de milioane și ăla cu 30 de milioane, spre exemplu. Cred că legea este egală pentru toți. Acolo sunt de acord. Decalajul crește, domnul, că e aritmetică. De asta și venim cu noua lege a pensiilor. Ea n-a fost pusă în aplicare și acum să vin să o modifică. Par neserios în fața comisiei. Dar am cerut de la Ministerul de Interne și de la Ministerul Apărării o analiză să vedem cum încadrăm anumite pensii. Nu mai pot să vin
să majorezi când ai 20.000 de lei pensie. Păi, aici, la asta mă gândeam și... Sunteți pregătiți pentru duminică seara să vină reziști să vă dea cu ho aici? De ce să vină? Din obișnuință, ca să zicem așa. Să fie, dacă n-au altceva mai un număr de alegeri recente n-au. S-au soldat cu protestatari la poarta noastră. Stau și mă uit de două zile la... o abordare a unui om politic pe la televizor, așa, care singur se solicită la parchet, singur își face autodenunțuri. Poate cineva l-a întrebat de sănătate să creeze și el o anumită emoție înainte de... Vă referiți la liderul naționalist? Mi-aduc aminte și cred că știți bancul pe timpul lui Ceaușescu, când întreabă la Radio Erevan. Ceaușescu a fost ilegalist? Toașul Ceaușescu a fost ilegalist? Răspunsul de la Radio Erevan. Toașul Ceaușescu a fost semi-ilegalist. Adică acum. El se pitea, dar nu-l căuta nimeni. În aceeași paradigmă e domnul Simion acum. El stă în stradă și în fața parchetului, cere să fie audiat, el nu are nicio calitate și nu-i căutându-l nimeni. Exact bancul cu Radio Erevan. Vi se pare că e cel mai mare rău al României? Cine? Domnul Simion, care spune asta. În punct de vedere politic. Dar cred că România nu mai are nevoie de acest circ. Se pare totuși o abordare... E mai legitim circul lui decât circul useriștilor, spre exemplu. Păi circul useriștilor l-am văzut. Pe asta vă întreb. Că e unul mai legitim. Cine și unul mai legitim. Cine nu sare să te ia cu condamnare și acum ei au devenit partidul penal. Soarta a făcut rudă. Și cum ar spune un cunoscut fost primar al dumneavoastră, viața e rotundă. Da, categoric. Da. Mulțumesc mult și pentru... traseul nostru a fost relativ rotund. Mă bucur că am reușit să fiu pasager în mașina consolă dumneavoastră. Eu zic că conduc destul de bine. Și mie mi se pare. Și păreți destul de prudent. Nu sunteți mucit așa. Nu-s de fel. Nu? Eu mulțumesc mult tare de tot. Și eu vă mulțumesc. Hai, ne spune. Și din jos, așa, în cadrul festiv, ca să ne vadă lumea, să vadă că nu-i butaforie. Da. Nu suntem în niciun studio de televiziune. Avem de toate. Toată lumea are. Ne mai întoarcem la treabă. Eu vă mulțumesc încă o dată, domnul prim-ministru. Și eu mulțumesc foarte mult. Succes în alegeri să aveți. A fost o onoare. Și pentru mine, nu e de colea să mă scut. Ne auzim duminică. Absolut, fără discuție. După rezultate. După rezultate. Ca să vedeți, mă schimbă partidul sau mai mă lasă? Sau mă pune candidat sau... Că vin alegeri. Nu știu, tot timpul se vorbește de schimbări la partide, numai la PSD, dacă nu e pe primul loc sau dacă pierde la ceva. Restul la restul e pe stabilitate, ei trebuie să rămână, indiferent dacă pierd sau... Absolut. Că de câștiga n-au apucat să câștige încă. România e o țară care are nevoie de stabilitate în afara PSD-ului. Eu mi-asum acest rol de șef al PSD-ului. Dacă nu pierzi, trebuie să pleci. Dați-i înainte, mulțumesc.